Pentru majoritatea dintre maramureșeni, weekendul de Paște va fi unul liber. Situația nu este valabilă însă și pentru angajații drusal care vor trebui să se prezinte la serviciu. Conducerea societății a stabilit ca la salburizarea stradală să se lucreze sâmbătă, duminică și luni după programul unei zile de duminică. Programul de duminică, în general, se axează mai mult pe partea de întreținere și pe intervenție punctuală. Deci nu se va interveni la un măturat, să zic, pe cele două sau trei cartiere care ar urma. Pentru ziua de luni, de exemplu, cartierele planificate, se va face o întreținere mai intensă, dar nu se va face lucrarea de măturat ca și în mod obișnuit. Colectarea deșeurilor menajere se va face, în schimb, după program obișnuit, chiar și în cazul abonaților care locuiesc la case. Zilele de colectare se respectă exact ca și într-o perioadă în care nu sunt sărbători. Deci cei care sunt planificați, de exemplu, lunea în mod obișnuit, se scoată acel deșeu, deci puberele lunea. Casierile drusal vor fi închise luni, în timp ce vineri și marți vor avea program normal.